Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Invitatul meu este Karim Khatan, scriitor. Cea mai recentă carte sau cea mai recentă pe care am citit-o eu este Palatul celor două coline. Am văzut că a și apărut deja pe hârtie. Felicitări, mi-a plăcut foarte mult. Aș începe prin a te întreba cât de importantă este pentru tine identitatea și ce face identitatea când vine vorba de literatură. C'est une question très difficile à laquelle répondre, mais très intéressante, notamment quand on est un écrivain palestinien. Donc moi, j'écris à partir du contexte palestinien qui est très, très, très spécifique, qui est un contexte d'occupation militaire. Donc forcément, dans mes textes, la question palestinienne est omniprésente. Elle est partout dans le texte. Elle définit les personnages, leur raison d'être, leur manière de vivre, leurs discussions, etc. Mais là où c'est difficile, c'est aussi que je ne cherche pas à être identifié et défini uniquement comme un écrivain palestinien qui écrit sur la Palestine. Et je trouve que la question de l'identité, en général, dans la littérature, elle est toujours ailleurs que, pas seulement en littérature, vraiment partout, elle est toujours assez compliquée parce qu'elle est à la fois très importante, enfin, elle est centrale dans nos manières de se penser, dans nos manières de s'imaginer nos vies, nos histoires, etc. Et en même temps, elle peut être une prison. Et je pense que, en tout cas pour moi, la littérature, c'est toujours une manière à la fois d'enraciner l'identité tout en s'en libérant, en fait, sans être seulement définie par elle. Donc en fait, elle est centrale à l'écriture, mais pour mieux la dépasser, en fait, pour aller ailleurs. Ce que j'espère, par exemple, typiquement, avec une traduction roumaine de mon livre, j'ose espérer que ça intéresse des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la Palestine, que ça peut parler à des gens qui ont une expérience qui n'a rien à voir avec celle de la Palestine. Donc c'est toujours cet aller vers l'autre, aller vers d'autres lecteurs, d'autres lectrices, d'autres univers qui m'intéressent dans l'écriture. Am simțit în volumul tău, Palatul celor două coline, multă poezie. Care este importanța poeziei pentru tine, deși nu scrii poezie? Și un motiv care apare foarte des și foarte puternic e luna beduină. De ce ai ales această metaforă? C'est vrai que je n'écris pas de la poésie. J'aimerais écrire de la poésie, mais je pense que ça me fait peur. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de se permettre, de s'autoriser à écrire de la poésie. C'est quelque chose que j'aimerais faire un jour, mais je ne le fais pas, donc je la mets ailleurs. C'est très juste. Et du coup, effectivement, particulièrement ce livre-là, c'est un livre qui est très poétique. Il y a une recherche, j'espère en tout cas qu'il y a une recherche poétique dans cet ouvrage et qu'elle se ressent, qu'elle soit réussie ou pas, peu importe, mais qu'on sent qu'il y a cette recherche-là. La lune bédouine, c'est l'une des métaphores qui revient effectivement dans ce roman et qui, en quelque sorte, qui veut rien dire, pas qui veut rien dire au sens où elle n'a pas de sens, mais juste au sens où c'est vraiment juste une image pour incarner aussi, je pense, l'espèce de flux permanent, le nomadisme en fait permanent de tous ces personnages et de toute leur réalité. En fait, ils sont nulle part, ils sont toujours en mouvement, même quand ils sont immobiles, ils sont en mouvement. Et c'est cette idée que surtout le personnage principal, qui est le narrateur, est défini et presque maudit par cette bédouinité, cette nécessité de toujours aller de l'avant sans pouvoir s'arrêter. Te citez, și apoi te întreb. M-am născut doar ca să dau seama de dispariția neamului meu. Este vulnerabilitatea o putere? C'est des questions très difficiles. Oui, j'espère. C'est une bonne question. Pour revenir à la question de la Palestine, en fait, la chose qui est très difficile et qui n'est pas que palestinienne, je pense qu'il y a beaucoup d'autres situations où c'est la même, c'est que quand on écrit à partir de la Palestine, on écrit à partir d'une disparition fondamentale, d'un trou noir qui est l'occupation de la Palestine, donc d'une absence fondamentale. Et aujourd'hui, quand on est palestinien et qu'on voit totalement disparaître la Palestine, on se rend compte aussi qu'on n'a pas d'horizon, donc que tout disparaît. Donc on est face à ça. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand tout disparaît? Donc il y a une question qui est vraiment plus générale, je pense, que la Palestine, qui m'intéresse à la fois dans cette situation, mais aussi de manière beaucoup plus large.
Et je pense que la vulnérabilité est l'une des réponses, en tout cas. Qui est difficile à mettre en place, parce que c'est toujours, bien sûr, c'est se rendre ouvert à l'agression, c'est se rendre ouvert à la soumission, à des rapports de force très compliqués. Mais je pense que l'écriture, c'est se rendre très vulnérable, c'est accepter d'être très très vulnérable, même quand on ne parle pas de soi, c'est vraiment donner à lire à tout le monde des choses qu'on écrit. Et pour moi, c'est tellement fondateur dans la manière d'écrire, dans le fait même d'écrire, que pour pouvoir écrire, il faut en fait à un moment le transformer en force, je pense, effectivement. Are și alte roluri literatura pentru tine. Oui, plein, 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 plein de rôles. En fait, souvent quand on me pose ce genre de questions, j'aime aussi dire que je suis d'abord un lecteur, en fait. Je suis écrivain, mais je suis lecteur, et je suis écrivain aussi parce que je suis lecteur. Et mon grand plaisir, c'est de lire. Et du coup, d'écrire, mais vraiment à partir de la lecture. Et j'ai toujours du mal à faire des grandes phrases, enfin des grandes généralités sur la littérature. Et ce que je vais répondre maintenant, dans 10 minutes, je vais me dire pas du tout, pourquoi t'as raconté ça? Parce que c'est tellement quelque chose de vaste que je ne peux pas identifier deux, trois choses. Mais je pense que je reviens de plus en plus à cette idée que c'est avoir un accès à plein de réalités très complexes. Et ça ne veut pas dire qu'on les comprend, ça ne veut pas dire qu'on les résout, ça ne veut pas dire qu'on cherche juste à comprendre l'autre, etc. Mais c'est juste voir en fait une diversité totale du monde et des altérités qui est tellement incroyable et tellement incompréhensible que je trouve qu'il n'y a que la littérature qui peut faire ça. Alors, je suis biaisé parce que je suis écrivain, mais vraiment je trouve qu'il n'y a aucune autre forme d'art qui, aussi bien que la littérature, peut juste rendre tout à sa complexité de base. Cum explici succesul scrierilor tale? Și întrebarea vine în contextul în care, cu cât ne aplecăm mai mult în interior, cu atât ne deschidem spre universalitate. Suntem apropiați, asemănători ca oameni sau diferiți? C'est vrai que je pense que les deux questions sont un tout petit peu liées. Alors, succès, c'est un grand mot. Mais pourquoi pas? Je pense que ça vient beaucoup de. Donc, grâce au prix des 5 continents de la francophonie que j'ai eu, en fait, j'ai aussi, par ce prix, j'ai eu accès à quelque chose que je ne connaissais pas trop avant, à savoir accès à un vrai public francophone. Donc, par public francophone, on entend tout ce qui parle français, donc pas que la France. Avant ça, mon livre était circulé en France, on va dire. Et tout d'un coup, j'ai eu accès à un public que je ne connais pas. Par exemple, en Roumanie, mais pas que, au Sénégal, enfin, dans plein de pays. Même au Québec, etc. Et ce dont je me suis rendu compte, c'était. En fait, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens sont très curieux. Les gens cherchent à lire des choses, cherchent à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a une curiosité fondamentale qui me réconcilie vachement avec l'humanité et qui est là. Et je pense que, en tout cas, si ce livre il circule, c'est grâce à ce prix et grâce au fait que ce prix, en fait, le rend disponible. À des publics auxquels il n'aurait pas eu accès avant. Parce qu'avant, il n'avait qu'un public français, et le public français, ce n'est pas forcément le public le plus ouvert d'esprit ou le plus curieux. Alors qu'en fait, le public franco, je pense qu'il y a plein de pays où il y a des choses similaires, même si ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas les mêmes situations, mais on trouve des points d'accroche, des points de compréhension assez précis entre ce livre et d'autres publics. Et ça fait aussi que voilà, en fait, y a une alterne, on est très différents les uns des autres. Il y a vraiment, je pense, on se comprend pas, mais il y a des liens à établir en fait. C'est ça qui est hyper beau. Si on se comprenait, ce serait pas intéressant en fait. Et ce que je vois un peu en tournant avec ce livre, c'est tellement de manières différentes de lire ça ou autre chose, tellement de manières différentes de se rapporter au texte, à ce que ça veut dire, à l'histoire. Que je me rends compte que oui, il faut rentrer vachement. Ça revient à la question de l'identité, il faut rentrer beaucoup en soi, en fait, mais pour aller vers l'autre, en fait, pas pour s'enfermer, quoi. Pas pour rester bloqué dans son identité, mais pour aller vers. Faut vraiment se connaître pour connaître l'autre, en fait, je pense. Et la littérature, ça permet un peu ça, en tout cas, j'espère. Mulțumesc mult. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Invitata mea de astăzi este Cristina Lupu, director executiv, Centrul pentru Jurnalism Independent. Mulțumesc în primul rând că ne-ați învățat atâtea de-a lungul anilor. Eu recunosc tot timpul cu mândrie că de la CJI am învățat foarte multe și chiar am învățat. Țin minte că de pe la legea cu 544 și de la jurnalismul de investigație îi sunt recunoscător CJI-ului. Ce mai faceți voi cu CJI-ul? Și am învățat, îți povesteam că am făcut un interviu cu CTP-ul de vreo 2 săptămâni. El a zis că trebuie puse întrebările simple și atunci o să te întreb așa în stilul lui. Domnișoara Lupu, ce înseamnă jurnalismul și ce este jurnalismul independent? Ce facem noi la CJI? Facem 28 de ani, ca să încep cu asta. Tocmai am făcut 28 de ani și în continuare facem același lucru. Îi învățăm pe oameni ce e jurnalismul. Jurnalismul este acea meserie în care oamenii pun întrebări oamenilor care au putere de decizie și care ne influențează viața pentru ca noi să fim mai bine informați. Și poate să sune așa foarte scala școală și foarte tehnic, dar de fapt noi prin jurnalism aflăm informații care ne interesează. Iar jurnalismul independent este jurnalismul care se face fără să ai imixtiuni în politica editorială. Nu vine cineva să-ți spună ce să scrii și cum să scrii. În afară de șeful tău, care poate să... șeful tău direct, redactorul șef, de exemplu, cu care poți să te consulți pe material. Dar nu vine patronul sau o companie să-ți spună ce să scrii. O vreme îndelungată m-am simțit neglijat, în sensul că v-ați dat seama că nu aveți nicio șansă cu jurnaliștii și ați trecut de partea cealaltă. Ați învățat publicul să consume presa. Acum v-ați revenit. Învățăm despre breaking news și... Da, uite, asta e a doua oară în săptămânile astea când ni se spune asta. Cred că la un moment dat și jurnaliștii obosiseră de noi și am avut nevoie de o pauză un pic. Noi am continuat să facem, dar n-am mai lucrat direct cu jurnaliști și acum încercăm să facem echilibrul ăsta între a lucra cu publicul, a lucra cu profesori, a lucra cu copii pe care să-i înveți ce e jurnalismul și de ce ajungem acolo, de ce trebuie să plătim și noi pentru jurnalism, cum pot să-și verifice informațiile, cum să valideze o sursă cu încredere sau să consideră că este o sursă care îi poate duce în eroare și asta e o parte importantă a muncii noastre și e tocmai pentru că fără un public care să înțeleagă rolul jurnalismului, jurnalismul e foarte singur și riscă să fie cotropit complet. Cealaltă parte, asta cu lucru direct cu jurnaliștii, cred că începem să ne revenim după 3 ani în care am cam stat în online. Și începem să ne vedem cu jurnaliști. Am fost la Iași, am fost la Constanța, am fost la Sibiu, am venit la Cluj. Ne-am văzut cu mulți oameni și cu oameni cu care e un mix între jurnaliști noi și e mereu o bucurie să vezi că încă mai intră oameni în profesie și cu oameni cu care lucrăm de 20 de ani, ca tine. Și e discuția asta despre breaking news, că de fapt am făcut o paranteză foarte la CTP, așa lungă. Așa era și întrebarea. Discuția despre breaking news este plecată de la faptul că noi am cam trăit din criză în criză. Și jurnalistul trăiește din criză în criză pentru că despre asta este de foarte multe ori meseria. Dar pentru că astea au fost niște crize foarte mari cu care generația noastră nu s-a mai confruntat și nici alea de dinainte. Da, să ai și o pandemie imediat cum ți-ai tras suflul, să înceapă un război lângă tine, să ai oameni care sunt refugiați și pe care să nu știi cum să-i gestionezi pentru că nu ai mai făcut asta. Și toate crizele astea uneori se suprapun și rămân unele pe fundal și nu ne mai uităm la ele. Și discuția pe care le-am propus-o noi jurnaliștilor este cum facem totuși să ne uităm și la crizele alea tăcute pe care riscăm să le pierdem din vedere dacă mergem doar din breaking news în breaking news și de fapt să ne trezim că problema rămâne acolo, că ea crește și că la un moment dat o să bubuie. Și dau, de exemplu, pandemia.
da? Nu prea mai vorbește nimeni de COVID. Una dintre întrebări e COVID-ul aici. Nu mai e atât de grav, poate nu mai mor atât de mulți oameni, avem niște vaccinuri, dar sunt întrebări. Eșecul campaniei de vaccinare pe COVID a afectat poate și alte tipuri de vaccinare. E o întrebare la care eu nu știu răspunsul, dar mi-ar plăcea să văd, de exemplu, niște materiale pe asta. Sau care sunt lecțiile învățate pe care autoritățile le au din campania asta de vaccinare, pe care să nu le mai... dacă să mai fac aceleași greșeli. Și e genul de conversație sau e genul de subiect la care jurnaliștii nu mai au timp să se uite. Pentru că este presiunea asta că trebuie să dai cât mai multe știri, că trebuie să dai cât mai informații, cât mai noi, cât mai catchy, cât mai interesante. Și aici o să-și explic de ce. Publicul, noi nu știm de fapt că criticăm presa foarte tare, că sunt click-uri și tabloid și avem foarte multe titluri de astea bombastice, dar o parte din problemă vine și din modul în care se finanțează presa. Presa trăiește foarte mult din trafic. Banii la o publicație vin din cantitatea de oameni care intră pe site, care dau click pe materialul respectiv. E o legătură între clickbait sau click-uri atractive și numărul de oameni care ți intră pe site. Și atâta timp cât instituția aia de presă este absolut condiționată doar de banii din trafic, va exista o presiune foarte, foarte mare pe el de a face din ce în ce mai mult trafic. Iar acum bani vin din trafic, puțini, sau de la bugetul de stat sau bugetul partidelor politice sau de la instituțiile publice care dau publicitate în presă. Și când ai doar două surse de venit de felul ăsta, există o problemă în business-ul de media. Pe de altă parte, clickbait-ul te poate îndepărta și nu mai faci trafic. Te păcălești o dată de două ori, după care nu mai insiști. Să știi, da și nu. Sunt site-uri care au pierdut și care nu și-au mai recăpătat cititorii, dar clickbait-ul funcționează. Uită-te că sunt site-uri mari care așa își aduc publicul. Acum, mai e ceva. Noi toți nu citim toate materialele care ajung la noi, da? Ne uităm la titlu și avem senzația că am cam înțeles ce e în materialul respectiv. Și tocmai de-aia, pentru a ne determina uneori să dăm click, ai un titlu care e mai exagerat. Asta dacă încerci să-ți ții echilibru. Evident, există foarte multă informație falsificată, există foarte multe materiale făcute tocmai cu scopul de a aduce trafic, chiar dacă ele nu sunt adevărate. Și aici, da, publicul ar trebui să sancționeze un picuț stilul ăsta de presă. Există vreo soluție ca să înțelegem că jurnalismul de calitate trebuie plătit? Mă gândesc când întreb asta că s-a încercat, de exemplu, pe vremuri la Dilema Veche, dar și alte publicații, să fie o taxă pentru articol sau pe abonament. Sunt finanțate unele instituții de presă, dar finanțarea merge, cred că, pe instituție, nu pe articol sau pe abonament. Nu există un model scalabil. Nu, în momentul ăsta, tocmai pentru că business-ul de media a fost atât de afectat și de criză, și de internet, și de modul în care noi am început și rețelele sociale, am început să ne consumăm informația, nu există un model replicabil. Dar dacă până acum, până la internet și rețelele sociale, știai că trebuie să vinzi publicitate, să vinzi abonamente, să vinzi ziarul pe hârtie, bucată cu bucată, omul avea o înțelegere mai clară și business-ul de media se finanța într-un mod aproape predictibil pentru toate instituțiile de media. Acum lucrurile nu mai sunt simple și tocmai din păcate spunem asta, că modelele se leagă mai degrabă de instituție, cum ziceai și tu, și mai puțin de sistem. Cum putem să educăm publicul? Vorbim despre asta.
Pentru că oamenii nu au fost învățați, nu le-a spus nimeni de ce este important să plătească pentru informație când este o grămadă de informație gratis peste tot. Dacă te uiți, deschizi internetul, ai toată informația lumii aproape la discreție gratis. Oamenii au fost obișnuiți să primească informația gratis. E, acum e foarte greu să vii să le spui, știți, noi v-am dat-o gratis, dar nu mai putem să vă dăm pe toată gratis, haideți să plătiți. Nu o să mai fie la fel de simplu. Oamenii nu o să plătească. Din păcate, eu iubesc știrile și cred că știrile sunt un lucru foarte, foarte important pentru sănătatea unei societăți și pentru comunitate. Dar oamenii nu prea o să dea bani pentru știre per se. Oamenii ar putea să plătească pentru investigații și aici avem modelul Recorder care funcționează foarte bine în zona asta în care a reușit să creeze o comunitate în jurul instituției care să susțină produsul pe termen lung, dar jurnaliștii nici nu au vorbit cu publicul lor despre asta, pentru că e rușine. Da? E rușine să spui că n-ai bani, e rușine să spui că ești vulnerabil, e rușine să spui că publicul tău trebuie să participe la sănătatea informațională. Cred că ăsta e primul pas, să nu mai fie doar 3 ONG-uri care vorbesc despre educație media și despre nevoia asta de a plăti pentru jurnalism și pentru conținut și apoi și să găsești și pentru ce să plătești. Că și aici e o conversație legată și de calitate și de ce informație relevantă pentru tine poți să găsești. Ai dreptate pentru că am printre prieteni oameni care plătesc, dar plătesc pentru Washington Post, da. Nu pentru noi. Dar s-ar putea să fie o schimbare, pentru că mă gândesc, de exemplu, la consumul de filme și acolo era conținut de pe torente, piratat, și în ultima vreme tot mai mulți oameni, chiar dacă mai împart cât un abonament, dar au început să plătească pentru... E foarte simplu. Da, Netflix a ușurat foarte tare lucrurile, Spotify a ușurat lucrurile foarte tare la muzică. La media încă e mai greu, pentru că nu s-a găsit încă o soluție prin care să ai un Netflix pentru presă. Și e o conversație pe care o urmăresc foarte tare în direcția asta și e mai greu de implementat cu presa. Și în același timp și omul poate să vină să spună, măi, da, dar câte instituții media pot să plătesc? Ok, dau bani și la ăla, și la ăla, și la ăla. Sunt cam multe abonamente pe care ar trebui să le plătesc. Da, dar cred că e un prim pas în conversație. Să fie ușor și să înțeleagă omul de ce este necesar să plătească pentru informația pe care o dai tu și apoi să-i dai o informație valoroasă pentru el, ca el să nu ți-o dea de milă să nu mori, ci pentru că găsește utilitate în informația pe care o creezi. Și aici presa locală este într-o poziție privilegiată, dar și într-o poziție foarte vulnerabilă. Pentru că presa locală ar putea să dea un conținut extrem de util pentru oameni, da? Că dacă te uiți pentru motivele pentru care oamenii plătesc, pentru presă și pentru conținut, unul dintre ele este ăsta de utilitate imediată pentru tine. Informații despre tine, despre comunitate, despre școală, despre toate lucrurile astea care ar putea să-ți folosească. Și apoi despre hobby-uri, lucruri mult mai tangibile decât credem noi. De asta că oamenii plătesc pentru că democrația moare în întuneric, e ceva care ne bucură pe noi. Nu e neapărat un motiv principal pentru o categorie mare de oameni. Dar și ăsta e motivul bun, pentru care presa locală e mai aproape de publicul ei. Presa locală însă este și foarte vulnerabilă, pentru că e foarte slăbită, are foarte puțin bani în momentul ăsta și are și foarte puțin oameni. Pentru că, acum, onest vorbind, salariile în presa locală sunt foarte mici pentru jurnaliști și ai o dorință mică de a intra în profesie și ai o concurență mare cu Bucureștiul care poate să-ți atragă oamenii. E o poziție de vulnerabilitate și în zona asta de presă locală și
e o presiune mare pentru jurnaliștii locali să se reinventeze încă o dată. Dar mai am un argument și asta ar fi și o pledoarie pentru jurnalismul de investigație. Și mă gândesc la exemplul RISE, sigur că da, după ce au confirmat și au făcut valuri cu investigațiile lor, mergeau când cerau bani de la diverse instituții și arătau câți bani am împiedicat să fie furați. Da. Și atunci, dacă faci o socoteală, da, presa de investigație s-ar putea să îți aducă beneficii directe și pe plus la bugetul local, la bugetul general. Da. E însă foarte important ca oamenii să înțeleagă că jurnaliștii nu sunt lăutari. Nici sunt, că, trebuie să recunoaștem asta. Da, dacă aia este excepția negativă. Dar că scopul unui jurnalist nu este să ne spună doar ce ne place. Nu este doar să-l investigheze pe ăla cu care nu suntem noi de acord și dacă se ia de-ai noștri, este rău și tăiem abonamentul și facem linșaj și îl spunem că e cumpărat brusc de partea cealaltă. Și, din păcate, văd chestia asta foarte des. Tu nu ai pățit o vanghelă recent. Și Rice-ul a pășit-o și nu cred că există jurnalist care să nu fi trecut prin asta. Cu nu-ți mai dau bani că ai scris de ori de noi, ori ai scris de ăia pe care îi susținem. Și cred că asta e o conversație foarte importantă de purtat, că de fapt dacă noi finanțăm o instituție media sau un jurnalist sau facem ceva acolo, o facem pentru că lucrul ăla aduce o valoare și că noi credem în principiile și în utilitatea acelui tip de jurnalism. Ne întoarcem la presa locală și tocmai ai primit un feedback, o opinie la cald despre presa din Cluj, venind cu o mașină încoace. Da. Care a fost percepția directă a presei clujene de acolo? Percepția directă a presei clujene este că umflă foarte tare o agendă publică și că e cumpărată și că omul nu se regăsea deloc în presa locală din Cluj. N-a fost o călătorie atât de lungă ca să pot să intru în detalii, că s-a pornit foarte, foarte târziu în călătorie, dar a pus ideea asta că eu nu găsesc nimic relevant pentru mine și ba chiar am senzația când mă uit la televizor și în presa centrală și în presa de aici că la Cluj toate merg foarte bine. Dar noi știm că nu e totul foarte bine. Da, sunt lucruri, da, se dezvoltă, dar sunt și o grămadă de găuri pe care eu nu le văd. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care moare presa locală. Pentru că oamenii... și uite, asta a fost o conversație pe care am avut-o și ieri la Sibiu. Publicul nostru nu e prost. Uneori noi tindem să credem că publicul nu știe, publicul e acolo, că e spălat pe cap, că se uită doar la anumite surse de informare și că nu ai ce să faci cu, el. Dar nu e chiar așa și nu tot publicul e așa. Și chiar dacă ai o categorie de public așa, poate că e important să vezi cum împachetezi niște informații și pentru oameni. Dar publicul nu e prost. Publicul poate să simtă unde sunt jocuri politice, publicul simte în momentul în care jurnalistul a abdicat de la meserie. Și acum îmi dau seama că din afară pare să pară că mă bat cap în cap, că pe de o parte spun că publicul consideră presa lăutar și pe de altă parte spun că publicul nu e prost. Dar astea sunt extreme, da? Sunt o parte din oameni care, pe ideea, eu ți-am dat bani, tu spui doar ce vrei, ce vreau eu, iar ei, la alții care spun, nu, eu cred tot ce spune X la televizor. E o foarte mare bucată de oameni cu care nu sunt nici așa, nici așa. Cu ei cred eu că trebuie să intre jurnalistul într-o conversație, în principal. Cu toți trebuie să intrăm și asta am învățat-o de la Tolontan. Ne spunea că mai mult sau mai puțin ne citesc, doar vreo 4% parcă din cei care citesc comentează și acolo chiar dacă avem înjurături, trebuie să vorbim, să vedem de la ce au pornit oamenii aceia ca să avem un dialog cu ei. Pentru că chiar dacă ne înjură, sunt printre cei care ne bagă în seamă și ar putea să deschid o discuție lucrul ăsta. Eu...
vă urmăresc comentariile acolo și urmăresc modul în care și Cătălin Tolontan și Vitalie Cojocari, care pe pagina lui intră într-o conversație cu oamenii care îl comentează și care îl critică, și mă gândeam că da, ai nevoie de o foarte mare răbdare să intri în timpul ăsta de conversație, dar vorbeam și cu Vitalie ieri, care e formator în cadrul programului ăsta, și cu Dan Duca, care e redactorul șef la Libertatea, despre nevoia de a vorbi cu publicul, pentru că îi poți întoarce. În momentul în care vine cineva și îți spune ești cumpărat, n-ai făcut, tu poți să intri cu el într-o conversație, evident. E posibil să nu îi câștigi pe toți. Mă, dacă întorci unul care se uită acolo și data viitoare are poate un pic mai multă încredere în tine sau poate nu te mai înjură din prima, cred că e un pas în plus. Dar e greu. Adevărul că îți trebuie foarte mult stomac să treci prin droaia aia de comentarii negative. Cum s-a schimbat jurnalismul și presa de când funcționează la CJI? Care sunt mizele, care sunt zmeii cu care se mai luptă? Pentru că la început, țin minte că eu sunt așa de bătrân că făceam presă dinaintea internetului și atunci era o miză să ajungi la surse, să găsești lucruri. Acum asta e mai simplu, în schimb e mult zgomot, e multă gălăgie, trebuie să fii selectiv. Tu cum vezi că s-au modificat lucrurile astea și care sunt mizele principale? Miza jurnalismului a rămas aceeași. Aia de a-ți informa cât de bine poți tu comunitatea și publicul tău. Dar da, și uite asta, ieri toți cei trei formatori, și Ioana Iepure, și Dan, și Vitalie, fiecare, fără să se vorbească, le-au spus jurnaliștilor despre faptul că e important, numai acum, deși noi alergăm să fim primii, chiar nu mai trebuie să fii primul, pentru că acum orice om, da, și oamenii care ne privesc, și copiilor, și toată lumea are un telefon și poate să imortalizeze momentul ăla pe care până acum ceva vreme doar jurnalistul putea să-l dea. Deci ne-am pierdut ca profesie faptul că dăm primii toate știrile sau toate informațiile, dar ce poate jurnalistul să aducă în plus este credibilitatea. Că acea informație este verificată, că acel lucru chiar s-a întâmplat, că avem niște context. Și cred că una dintre mizele jurnalismului în momentul ăsta este să-și aducă aminte asta. Că oamenii au nevoie de informații verificate și de context și de explicații, nu doar de informații pe care le arunci acolo pentru a fi primul. Deși, cum spuneam, miza asta de trafic este uriașă și sunt convinsă că niște jurnaliști care ne ascultă în momentul ăsta își dau ochii peste cap și zic că e foarte simplu să vorbești de pe scaunele de unde suntem noi. Deci, cred că asta e unul dintre lucrurile la care ne gândim. Și ce s-a mai întâmplat acum este că ai mult mai multă vulnerabilitate. Și ai vulnerabilitate din două direcții. Ai vulnerabilitate din faptul că sunt mai puțin bani, că majoritatea banilor din publicitate se duc către Google și Facebook și că asta este o competiție extrem de neloială și nesustenabilă pentru presă, că nu o să poată să supraviețuiască pe termen lung așa. Scuze că te întrerup, au francezii o soluție, că toți suntem la Institutul Francez. Sunt foarte multe metode prin care se încearcă pilotare, taxă pe link, plată pentru conținut, parteneriate. Nu știu cum o să funcționeze. Sunt prea mari ca să-i putem opri,
Dar nu e chiar așa. Adică totuși ai Comisia Europeană a început să se uite un pic la asta, să vadă cât de modul în care afectează democrațiile, modul în care afectează alte industrii. Dar ce cred că lipsește în România și una, poate în Franța e mai puternică sau în alte țări, este această solidarizare a profesiei și a publisherilor, dar nu doar a jurnaliștilor, că da, suntem amândoi suficient de bătrâni să știm că vorbim despre solidaritatea jurnaliștilor de 20 de ani, dar e nevoie și de o solidaritate la nivel de publisher, de media, să vezi cum poți să faci advocacy, să pui presiune, să nu mai aștepți să fii doar foarte, foarte reactiv. Da, e foarte greu să faci asta. Și vulnerabilitatea asta vine și pentru că deci ai foarte puțin bani din comercial, da, companiile care plătesc publicitate în presă sunt din ce în ce mai puține, pentru că e mult mai ieftin și mult mai eficient să dai publicitate la Facebook, de exemplu, e una dintre ele. Așa că ai o grămadă de bani care intră de la partidele politice. Și asta este o conversație care se poartă foarte puțin și câțiva jurnaliști pe care au documentat subiectul ăsta este Cristian Andrei de la Europa Liberă, Recorder, care a dat un material despre subiectul ăsta, Libertate, a documentat niște materiale. Noi la CJI ne-am uitat la modul în care, prin care partidele și autoritățile locale folosesc banul public să plătească presă și lucrurile sunt foarte complicate pentru că intră cantități foarte mari de bani, de ordinul zecilor de milioane în presă, sau sutelor de milioane, netransparent. Și noi nu știm pentru ce. Și unde se duc banii aia. Că ei sunt materiale de propagandă. Da? Asta înseamnă că televiziunea respectivă trebuie să dea, sau ziarul respectiv, sau site-ul respectiv, trebuie să dea materiale marcate ca fiind publicitate. Nu prea le vezi, dar banii intră acolo. Sunt emisiuni întregi nemarcate. Da. Cum îi răspund omului? Am văzut că multe publicații spun nu am primit bani de la guvern. Cei care au primit nu înseamnă neapărat că vor face propagandă. Dar cum îi răspund omului care nu are încredere în mine pentru că am primit bani de la guvern? Uite, voi sunteți în poziția asta, da? Luați bani de la guvern. Singurul mod prin care poți să te aperi este cu munca ta și cu transparență. Și uite, aici Libertatea a făcut asta în momentul în care a luat bani de la acel fond de publicitate al guvernului în pandemie. Ei au spus transparent, ăștia sunt, asta e suma pe care am luat-o și asta e. Noi am decis să luăm pentru că o să continuăm să ne facem meseria. CJIU a fost una din organizațiile care au protestat foarte tare la momentul ăla și s-au supărat mulți oameni pe noi în momentul în care am zis că mecanismul ăla va face foarte mult rău. Pentru că da, a ținut în viață o parte din instituțiile de presă, dar principalii beneficiari ai fondului ăla de publicitate au fost tot marile televiziuni și dintre ele, acele televiziuni care pe de-o parte spuneau COVID-ul e o făcătură, nu vă duceți la medic, tratați-vă cu ce se spunea la momentul ăla la televizor și pe de altă parte luau bani foarte mulți pe publicitate care să spună respectați măsurile sanitare, purtați mască, spălați-vă pe mâini. Așa că în povestea aia, da, au primit resurse și niște instituții care cred că altfel oricum mureau, pentru că nu aveau cum să reziste în pandemie fără sprijinul ăsta. Dar, de fapt, aia care au luat cei mai mulți bani au fost televiziunile care oricum au câștigat foarte mulți bani, pentru că publicitatea a fost acolo și au fost ani buni pentru, cel puțin anul ăla, a fost un an bun pentru marile televiziuni. Dar de asta cred că e bine să ai transparență și e bine să explici publicului tău ce se întâmplă, dacă iei bani, dacă nu iei bani, de ce nu i-ai luat.
Și cei care n-au luat bani în contextul ăla au spus care sunt motivele lor. Și să arăți prin munca ta că tu, chiar dacă iei bani, tu continui să documentezi materiale care s-ar putea să-i supere pe ăia pe care despre care scrii sau cei care îți dau bani. Într-un fel, ar trebui să nu fie o diferență foarte mare, și aici vorbesc dintr-o teorie de asta idealistă, între faptul că tu iei publicitate de la detergent sau iei publicitate de la o instituție publică, pentru că ar trebui să fie aceleași reguli. Publicitatea e una, editorialul e alta, nu interferăm. Da, e deja foarte complicat să păstrezi modelul ăsta. Există locuri în care se întâmplă, dar sunt mai degrabă excepții. Și când vine vorba de banii de la guvern, chiar dacă au fost instituții care n-au făcut mizerii, cum zici tu, să lucreze împotriva vaccinării, totuși cred că pe termen lung lucrul ăsta a afectat un pic încrederea. A săpat acolo. A săpat și asta, plus că mai e ceva. Nu cred că doar asta a săpat încrederea. Cred că a săpat încrederea și faptul că oamenii au avut nevoie de un țap ispășitor. Și, în general, te superi foarte tare pe la care ți-aduce veștile proaste. Și asta este scopul presei, să-ți aducă vești proaste. O mare messenger. Cam asta, într-un fel, s-a întâmplat, cred eu, și în pandemie. Pentru că oamenii chiar s-au, la un moment dat, s-au întors și au zis, dar mai lăsați-ne cu știrile astea, dar nu credem, dar sunteți plătiți. Eu cred că a fost și o răbufnire, da? Aveai nevoie de o supapă și trebuiau să răzbune pe cineva și în contextul ăla erau și jurnaliștii aproape, pentru că politicienii sunt departe, pe medici sunt și ei departe, adică nu ești, dar la jurnalist îi spui acolo în comentarii una alta, mai ales că nici n-ai senzația că e un om cu care vorbești. Dar presa are o problemă de credibilitate mare. Tu ce vrei să sugerezi, că jurnalistul e om? Da. Să știi că asta este o parte foarte importantă a cursurilor noastre de educație media la profesori. Încercăm să-i convingem că jurnaliștii și ei oameni. Succes! Da. Din pandemie, fără pauză, am trecut în război. Și aici, din nou, propaganda își face de cap. Care sunt antidoturile? Sigur că trebuie să spunem adevărul, dar adevărul începe să fie clamat de diverse părți, adesea adverse, și atunci, mai mult decât vorba înțeleaptă a împăratului japonez cu toți au dreptate, nu văd ce putem face. Eu aici, uite, asta e o întrebare iară pe care o discutăm și cu profesorii și cu copiii și noi încercăm să spunem că asta cu adevărul e o chestie foarte filozofică. Și că da, jurnaliștii spun adevărul și că asta este, da, adevărul, așa cum zici tu, are diverse bucăți și diverse nuanțe. Ce cred eu că e important să facă un jurnalist, să transmită și să explice, este să spună faptele așa cum sunt ele cunoscute. La momentul ăla e posibil să greșim. Uneori, și nu că e posibil, greșim de foarte multe ori. Norocul nostru este că nu suntem chirurgi pe creier și nu moare neapărat imediat cineva dacă facem o greșeală. Dar cred că trebuie să ne asumăm și să spunem am greșit, uite, asta am făcut, uite ce vom face să nu mai greșim data viitoare. Și cred că asta este important. Dar întorcându-mă la dezinformare, propagandă, informații greșite, faptele sunt singurul lucru cu care lucrează jurnalistul. Și asta ar trebui să aibă în centru. Și cred că și apreciază publicul. Am pățit asta. Chiar am lucrat la o anchetă vreo 6 luni împreună cu Tudor Știrbu, că știi, și nu eram ferm convinși că lucrurile pe care le-am aflat noi sunt adevărate. Și la sfârșit am spus asta. Atâta știm, asta e situația, nu putem să dăm verdicte. Și a fost în regulă așa. Ne-am obișnuit foarte tare să dăm verdicte și aici cred că iar mă întorc la televiziuni, da? Televiziuni și talk show-uri tot zgomotul ăsta permanent, plus că se perețelele sociale, toată lumea dă verdicte. E foarte, foarte, foarte mult zgomot. Și cred că uneori intrăm toți în bucla asta de opinii și de zgomot și e bine să ne dăm un pas în spate și să spunem că nu suntem deținătorii adevărului.
Ce le spun studenților de la jurnalism ca să îi fac să rămână în presă? Nu e vorba doar că sunt meserii mai bine plătite, dar chiar cu aptitudinile de jurnalist poate să treacă în partea influencerilor și a altor vedete de TikTok sau altfel de rețele, unde se câștigă mai repede și mai mult. Că e o meserie îngrozitor de frumoasă, dar asta, asta, este. Asta nu se ține de foame până la urmă. Exact. Am vorbit asta la Sibiu cu oamenii de acolo și... N-am fost, dar uite că cum, mă lovesc de aceleași probleme. Da, de ce faci meseria asta? Pentru că nu poți să schimbi lucruri radical, dar dacă îți faci meseria cum trebuie, poți să-ți faci comunitatea un loc mai bun, poți să ții oamenii să ia decizii care se țin în siguranță, poți să te asiguri că pe termen mediu și lung pui o cărămidă la păstrarea democrației. Și asta e zona în care mă învârt eu acum cu lecturile, modul în care ne omorâm noi democrațiile din interior și modul în care pot să capturezi o democrație. Și primul pas, în momentul în care vine un autocrat sau cineva care are valențe autocrate, este să captureze presa. Pentru că dacă ai prins presa și presa nu mai poate să spună, după aia e foarte simplu să controlezi toate celelalte mecanisme din societate. Și vedem că modelul ăsta funcționează foarte, foarte bine. Chiar și aici în vecini, în Ungaria, în Rusia. E simplu și asta e o discuție, iară, pe care o avem constant. Jurnaliștii au uitat cât de puternici sunt. Și nu că puternici, că nu știu, poate să aibă loc în fața la Mega, că îi recunoaște lumea, sau că au parcare, sau... Eu sunt vedetă în piața mea, din Ion Meșter. Vezi? Ce primești? Pătrunjel gratis. E mare lucru. Este. Și îți spun, vezi? Ai puterea asta de a te vedea pe care ți-o dă televizorul. Și ai nevoie, și Vitalia a spus ieri asta, că un jurnalist trebuie să fie modest. Și să ai, în română nu e cuvântul, dar nu-mi dau seama, umilință, dar nu știi, humble. Să ai humbleness-ul ăla, să nu crezi că tu deții adevărul și să vrei mereu să pui încă o întrebare și să încerci să afli mai multe, să înțelegi mai multe, să nu-ți fie rușine să spui nu știu, nu am înțeles. Și toți jurnaliștii buni pe care îi știu eu au această mare capacitate de a recunoaște că nu știu lucruri și de a ieși și de a spune, mai explică-mi odată. Pentru că dacă ei nu înțeleg, nu vor putea să explice mai departe nici celor pe care vor să-i informeze. Deci, cred că asta este puterea jurnalismului și ce îi ține pe copii ăștia în profesie și cum să rămână, e foarte greu. E foarte greu că până la urmă ai nevoie și de un salariu decent, ai nevoie și de o recunoaștere a muncii care nu se întâmplă, ai nevoie să simți că faci meseria asta și că ești valorizat și de public și în redacție. Când n-ai nici bani, n-ai nici recunoaștere, ai și o redacție care nu are foarte multă libertate, nu pot să înțeleg de ce studenții nu vor să rămână foarte mult în profesie. Dar cred că trebuie să facem mai mult și să avem mediul în care ei să vrea să rămână, dar și noi să-i convingem mai mult în facultate. Și cred că și prin exemplu personal, oameni din profesie care vin și le vorbesc studenților despre meserie și de ce au rămas ei în meseria asta. Că asta e, cred că e un loc foarte bun de la care să încep conversația. Și mai e un argument, la fel cum susținea tot timpul și fosta directoare a CJU-ului, Ioana Avădani, e fan. E foarte fan, e fan și nu te plictisești. Și nu te plictisești pentru că ești curios și pui întrebări și afli lucruri noi și cunoști oameni noi. Și poți să... cred că asta, poți să afli lucruri noi în fiecare zi.
Spuneai tu că noi ne-am îndepărtat un pic de jurnalism o vreme și am făcut... Nu, ziceam că eu m-am simțit mai neglijat ca pe vremuri, că știu că nu v-ați îndepărtat. Da, dar tocmai că educația media e atât de importantă pentru jurnaliști, asta e o conversație pe care o avem cu profesorii. Noi în ultima vreme lucrăm mai mult cu profesori, pentru că noi suntem puține la CJI. Și oricât de multe cursuri am face noi, schimbarea asta nu o să se întâmple de la un ONG. Ai nevoie să miști suficient de mulți oameni în sistem ca lucrurile să se vadă într-un final în copii într-un număr suficient de mare. Și mulți dintre copii vor să fie jurnaliști. Pentru că e atracția asta, da? Te vezi la televizor, ai putere, te duci în zone de război, ești acolo primul, te recunoaște la piață și primești pătrunjel. Da? Ai tot felul de lucruri pe care le ai ca beneficiar al... Dar noi încercăm mereu să le explicăm că jurnalismul nu e doar apărut la televizor. Că jurnalismul presupune foarte, foarte multă muncă, că presupune foarte mult teren, că presupune stat în ploaie și în zăpadă sau la 40 de grade în căldură, așteptând o declarație de la un om pe care s-ar putea să nu-l vezi, că presupune că n-ai sâmbătă, că n-ai duminică, că n-ai Paște, că n-ai Crăciun, că sunt atât de multe lucruri care poate să facă meseria asta imposibilă și mulți dintre ei renunță și eu cred că e foarte bine. Pentru că altfel te trezești că ești într-o facultate pe care o urăști, într-o meserie cu care îți dai seama că n-ai nicio legătură și că ai pierdut niște timp. Cred că și ăsta e un pic demitizarea jurnalismului, face bine pe termen mediu profesiei. Și mai este un lucru pe care îl demitizăm, dar cred că asta se rezolvă cu experiența, justițiarismul și faptul că la început, eu am pățit-o, credeam că o să schimb lumea și că o să întorc lucrurile cu fundul în sus și când am văzut că oameni pe care dovedeam corupți sau alte nenorociri erau avansați, ascunși, mi-au cam pierit. După care am învățat că nu-i cazul, nu e asta treaba noastră, trebuie alții să-și facă autoritățile treaba. Noi doar să spunem cum stau lucrurile. Jurnalismul pune oglindă. Jurnalismul poate să ofere soluții pe ideea de uite așa s-ar putea face, dacă tot vorbim de jurnalismul de soluții și lucruri, dar jurnalismul în sine nu rezolvă. Este treaba noastră a cetățenilor, după ce ne uităm la materiale din presă, după ce aflăm că lucrurile nu funcționează, să punem presiune pe autorități, pe instituții publice, să rezolve lucrurile la care ne supără. Ce trebuie însă jurnalistul să facă este să țină subiectul pe agenda. Și aici Emilia Șercan este la un exemplu. La ea mă gândeam. Cum a dat jos un ministru? Da. Avem cazul cu Florin Roman, la Libertatea, unde și ăsta e sunt ambe, da, ai jurnaliști care ca picătura chinezească țin subiectul pe agenda publică, da? Și Emilia este o jurnalistă care nu are o redacție foarte mare în spate, este un om care și-a asumat că este un subiect important pentru ea, că este o zonă pe care o stăpânește și vrea să o documenteze și face cereri pe 544, da? Vrea ca să afle informații de interes public. Dacă nu le primește, dă în judecată instituția. Câștigă foarte multe, se duce singură. Evident, este o uzură și o frustrare uriașă. Dar e important ca jurnalistul să nu renunțe la subiectul lui. Și Mona Dârțu, în trainingul de la Iași, le spunea jurnaliștilor că asta e vital pentru o instituție media, să-și asume că are un subiect important pentru ei, pe care vrea să-l documenteze și este un subiect pe care iau ownership. Și ținându-l pe agenda, ai mai poți să ajungi și la schimbarea pe care o visai tu când erai tânăr. N-arunci în aer sistemul, că sistemul nu se aruncă în aer nici măcar de o redacție, dar ești cu un pas mai departe decât dacă faci un singur material. Și aici ne întoarcem la tema noastră, dar breaking news din breaking news, breaking news, jurnalismul e mai mult de atât. Și în plus, că ai pomenit de filozofie, mi-am amintit de cum reușești să răstăm sistemele
Derrida are o soluție, zice, nu poți să vii cu o forță la fel de mare, că n-ai resurse. Zice, da, ajunge să deșurubezi câte o chestie și dacă tot faci chestia asta, se deșurubează și se prăbușește singur. Da. Cam asta e șansa. De ce ți-e dor din jurnalism? Ai făcut și jurnalism și te-ai dus în ONG după vreme, unde da. Faci jurnalism în continuare, dar nu la nu, felul nu, în care... Nu, nu. Ai, cel puțin țin legătura cu da, meseria da, asta. Da, da, țin legătura și n-aș putea să nu țin legătura cu meseria asta, pentru că mie chiar îmi place. Eu chiar cred că este cea mai frumoasă meserie din lume. Deci e, n-ai cum să nu, să nu iubești dacă ai făcut-o. Dar nu mai sunt jurnalist și mi se pare că jurnalist și mi se pare că mi-e dor de adrenalină, recunosc. Eu sunt om de am fost om de teren, mi-e dor de știri, mi-e dor de a fi acolo și de a afla lucruri. Mi-e dor de a de a simți știrea. Și aici mai îmi testez reflexul ăsta din când în când, când spun asta e o știre. Asta e o știre și uite-te aici, asta e o știre. Și se confirmă după aia că aia a fost o știre. Dar nu, eu am marele noroc că lucrez cu jurnaliști și când mă apucă dorul de profesie pot să văd ce faceți voi și să-mi treacă. Că în același timp e foarte greu și e foarte greu. Și îmi dau seama că pentru mine e un lux. De asta mai din spate și de a putea să spun, știți, așa ar trebui să faceți lucrurile sau uite, cred că stăm foarte prost cu standardele și că avem nevoie să ne mai punem întrebări legate de profesie și de etică sau hai să vedem cum găsim, nu un model de business, dar hai să vedem cum facem să vorbim mai mult între noi și să găsim poate soluții. Ideea, faptul că ești în spate și că nu ești în rotiță în fiecare zi și că nu ești în supraviețuirea aia, că ai o redacție, ai salarii, ai un public pe care trebuie să-l informezi, e un avantaj. Da, și îmi dau seama că simt nevoia să spun foarte multe lucruri. Ziarele pe hârtie mor. Și asta este o chestie înfiorător de dureroasă și e posibil ca foarte multă lume să se întrebe de ce, dincolo de nostalgia ziarului pe hârtie. De multe ori ziarul pe hârtie și mai ales ziarul local pe hârtie ajunge la oameni la care nu ajunge nicio altă informație în afară de o televiziune sau alta la care se uită și că era singurul lor contact cu ceva ce ar fi putut să contrazică ce văd ei la acele televiziuni sau instituții de știri. Și devine foarte multă liniște în momentul în care ai doar o singură sursă de informare, în momentul în care, oricum vorbim de categoriile cele mai vulnerabile, pentru că sunt oamenii din zona rurală, sunt oamenii din comunitățile mici care ar avea nevoie de surse multiple, mai sau măcar de două surse de informare, aia o să fie o dramă. Îi lăsăm vulnerabili pe cei mai vulnerabili. Și ziarele pe hârtie mor pentru că e foarte scump să ții un ziar pe hârtie. Pe final, o să te întreb o chestie, dar voi descrie contextul înainte. Am făcut nu de mult un interviu cu Sara Tureta, o doamnă care a făcut un adăpost de animale la Cernavodă, Save the Dog and Other Animals, și mi-a povestit că la început a fost șocată de faptul că românii nu pot lucra împreună. Probabil și comunismul ne-a făcut suspicioși unii față de alții, că ne trădam. Și te întreb pe tine, că ești departe și foarte aproape de jurnaliști. Există? Este posibilă solidaritatea de breaslă? Da. Da, în momente de criză. S-a văzut în momente de criză și uite, ultimul moment, sau sunt câteva momente, dar în momentul în care Emilia a fost atacată, profesia a reacționat. În momentul în care noi, în starea de urgență, am făcut o scrisoare către autorități, am făcut o cerere către autorități, că ele nu dădeau nicio informație, am avut peste 90 de redacții și cred că vreo 200 de jurnaliști care au semnat în câteva ore aia și au pus subiectul pe agenda publică. Cred că da, cred că în momente foarte grele și foarte nasoale, jurnaliștii se protejează, am unii pe alții și se sprijină. Mai sunt câteva mini încercări, dar mai degrabă pe nivel de
prieteni și de oameni care se cunosc și care se pot susține, dar altfel nu. Și de asta vine și din faptul că sunt foarte vulnerabili și că vorbim de soluții individuale și că vorbim de oameni care fac, nu știu, uneori meseria asta de 20-30 de ani și s-au cam săturat să mai facă și altceva, dar e greu să fii solidar în jurnalism cu ceilalți jurnaliști, mai ales când foarte mulți din cei care spun că jurnaliști nu sunt jurnaliști. Cât de optimistă ești? Fiind, mă gândesc când ai zis de lista aceea că vă e ușor să sunați adunarea, că ne știți pe toți. Dar pentru că ne știți pe toți, cât de optimistă ești în privința viitorului acestei frumoase, cele mai frumoase meserii? Cred că sunt optimistă, că altfel făceam altceva. Ăsta e un răspuns onest. Cred că ultimii ani au fost grei și pentru noi și pentru voi și că uneori îți vine să spui, băi, nu mai e nicio șansă. Dacă vezi exemple de copii tineri care intră și care fac lucruri și când mai vezi entuziasm și când vezi totuși redacții care au 30 de ani, care fac și care încă rezistă într-o piață foarte grea pentru ei, îți dai seama că totuși mai ai nevoie de să fii acolo. Și optimismul vine, cred că, din inconștiență și din groază. Că fără jurnalism am încurcat-o toți. Dacă nu e cineva care să pună întrebări oamenilor care ne influențează viața și care fac lucruri în bine sau în rău, dacă nu mai ai jurnaliștii care să le pună oglindă și care să arate ce nu merge, nu mai avem ce face aici. Stingem lumina și plecăm pe o insulă la căldură. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. A fost o pledoarie pentru jurnalism, așa că rămâneți pe Televiziunea Română. Pe mine mă găsiți și pe net, pe Facebook, pe YouTube, pe toate canalele. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Toate cele bune!